Șoferii mașinilor mai vechi de 15 ani vor fi suprataxați pentru că poluează. Măsura ar urma să fie pusă în practică până la finalul anului, în condiția în care Comisia Europeană ne forțează să luăm măsuri pentru reducerea poluării. Ne-am documentat și ca să vă faceți o idee, o mașină mai veche de 15 ani emite în medie 140 de grame de noxe pe kilometru, în timp ce o mașină nouă cu același motor are cu 20% mai puține emisii de carbon. Pe șosele circulă peste 5 milioane de mașini mai vechi de 15 ani. România, din păcate, baza materială, veniturile oamenilor nu permit schimbarea așa cum impune Uniunea Europeană. Noi suntem un pic mai în spate. Salariile și pensiile nu sunt chiar așa de mici, dar dacă consumul lor, cum să zic, consumul e mare și ăla, desigur că nu iese la același numitor. Da, noi nu avem ce face. Dăm banii și luăm ce este, ne bucurăm cu cât e. Problema este că vrea să facă ei, au scurs eu la tot felul de analizi de ăștia. Ce vor face cu bateriile ăștia electrice? Unele le distruge. Ministrul Mediului a explicat cum ar urma să fie taxat șoferii de rable. El a zis că, din punctul lui de vedere, o variantă ar fi descurajarea deținerii acestor mașini foarte vechi. Se poate face prin impozit local, nu este clar încă cât de mare va fi impozitul. Ecologiștii spun că, la nivel european, aceste măsuri se aplică deja.